de pe toate continentele. Aici vedeți o cronică apărută la Buzău, o revistă uscând o lacrimă a unui domn de pe Valea de la Rușa Vâlț. Acolo unde capitanul erou aviator Șerpănescu a murit în 18 august 1944 în lupte cu avioane americane, după ce doborâsă mai înainte avioane sovietice. Făcea parte din marea escadrilă de vânătoare. Printre noi, cred că sunt, am invitat, și de la Arpia și de la Fundația Capitan Erou Aviator Șerbănescu. Este vorba de doamna Elisabeta Iosif, cea care mâine se va bucura împreună cu noi, cei care suntem și trăim pe Planeta Iubirii, poimine, da? Îți spune dumneavoastră, Planeta Iubirii, o antologie de poezii de dragoste. Doamna Elisabeta Iosif face parte din Uniunea Scriitorilor, dacă nu mă înșel, dar sigur din Liga Scriitorilor și filiala București. Bună seara! Mă bucur că sunteți atât de mulți în această deosebită seară, în care, în memoria unui mare profesor pe care eu l-am avut la Facultatea de Filologie ca profesor, și nu numai ca profesor, el a rămas cu noi alături, a rămas cu noi alături și după ce n-a mai fost la universitate și nici noi n-am mai fost studenți, fiind cu toții sub imbriba unui mare alt scriitor, George Călinescu, profesorul nostru, și se atașează acestui grup care se numea Generația Călinescu. Și ne întâlneam chiar și înainte de 89 în casa lui Bucur Chiriac. Unii spuneau că e așa un cenaclu mai ascuns într-o casă particulară, dar fuseserăm cu toții colegi și Ion Rotaru era sufletul acestor întâlniri. Și de aceea mă bucur foarte mult, pentru că acest grup de inițiativă, mă rog, nu știu cine conduce, dar domnul Florin Grigoriu și cu conducere colectivă, așa, ne-au făcut o mare bucurie, invitându-mă la această întâlnire de cenaclu, prima întâlnire care se cheamă Ion Rotaru, în memoria acestui mare profesor și critic literar. Aș vrea să vă spun că mă bucur că în București s-a mai înființat un cenaclu și că această inițiativă vine în sprijinul, în sprijinul culturii, în sprijinul scriitorilor care sunt mai tineri decât noi, pentru că și noi ne-am format la rândul nostru în cenacuri bucureștene deosebite. Felicit acest grup de inițiativă și le urez succes pentru acest început deosebit.